foarte mult Radu Paraschivescu. Înainte de a încheia lansările noastre, permiteți-mi să vă anunț care este topul vânzărilor în cadrul Târgului Gaudeamus pentru editura Humanitas Fiction. Pe locul 1 la vânzări este Tatuatorul de la Auschwitz, de Heather Morris. Pe locul 2 la vânzări, Paulo Coelho, romanului autobiografic Hippie, un roman bun în sfârșit. Pe locul 3 la vânzări, un mare roman, este vorba de Scara lui Iacov, de Ludmila Ulitskaya. Romanul unor povestiri aproape complete, nu există nicăieri în Europa un astfel de volum. Povestirile foarte scurte a lui Yasunari Kaobata sunt 103 povestiri. Și pe locul 5, iată, Copilul lui Noe, o nouă ediție de Erich Emanuel Schmidt, la Teatru Metropolis se joacă dramatizarea după acest roman. Și urmează Jeanette Winterson, Zile de Crăciun, o carte pe care o recomand tuturor pentru acest Crăciun. Vă mulțumesc!